început. Decidem ședința Consiliului Local în data de 28.09.2017, orele 15, în sala de ședințe din strada Vasile Alexandriei, numărul 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Cătan Zăvenescu, numărul 14. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Vă mulțumesc. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Comisia Juridică. Discuții, întrebări cu marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandriei, bloc E1, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind darea ca administrare Direcției de Asistență Socială Moinești a două locuințe situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului, dacă nu sunt, punem la vot, proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018 în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, propune pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind darea spre administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, SMIS CSM 26205. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Comisia Economică, întrebări, discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, după aprobarea SC-ului Andrei Petron S.A. Comisia de Urbanism, discuții, propune pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, Comisia Juridică,
discuții, întrebări pe marginea proiectului? Poftiți, domnul consilier. Poftiți, domnul. În ce privește acel proiect de hotărâre, nu particip la vot. Același lucru și pentru mine. Despre ce este vorba, dacă... Să știm și noi. Dar acest lucru este o taxă de scăpație pentru voi. Se adaugă la contractul care deja e prețul stabilit tot de noi Consiliul Local. Este material în dosar. Da. Dacă corect, nu cei de la Petrol nu votează. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. La proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Mănești, strada atelierilor numărul 1G, județul Bacău, Comisia de Urbanism, discuții propune pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, poftiți. Aici este vorba de terenul ăla din față sau din lateral? Numai acolo unde a început și a făcut o rampă pentru persoane cu handicap și atât. Până la limita aia a început, a fost listată lucrarea, intră în legalitate. Acolo și așa sunt discuții. E un litigiu, dar nu e vorba de litigiu, nu există pe suprafața de teren care constituie acea rampă de intrare pe care o concesionăm noi astăzi direct. E doar scara și ce au ei litigiu, îți duc la instanță, e litigiu. Eu mă refer că acolo nu-i prevăzut și trotuar, cumva, ei vin până în stradă. Dar nu acolo. E vorba de ce-i lipit de depozit. Ați văzut că a început o rampă, erau niște scări, 1,20 m cât timp. Peste drum de bat, dacă știți, unde a fost petit, e depozitul existent. Și în față avea o scară din fier. Acum are o rampă făcută din beton și bolțari. Dar nu e finalizată. O rampă pentru urcat persoane cu handicap și pentru acces la magazin, la depozit. A fost sistată lucrarea, își termină documentația, continuă. Nu e vorba de spațiu până în stradă? Nu. Ăla este domeniul... Nu. Acolo e un litigiu între cele două societăți de acolo. Dacă mai sunt și alte întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Domnul Ienea? Domnul Ienea. Sunteți de acord? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu s-o supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui spațiu situat în imobilul din strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, municipiul Bacău, județul Bacău. Municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia este vorba de un birou de la Moldocip, la parter, pentru dirigintele de șantier angajat al Agenției Naționale pentru Locuințe, ANL-ului, și va fi pe perioada cât implementează proiectul la Tristan Țarac cu cele două blocuri peste drum de catedrală de care v-am spus la ședința trecută. Dacă o să obținem finanțare și la hotel pentru locuințele pentru cei din sănătate, cu siguranță vom prelungi. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 100 din 07-07-2017, privind aprobarea bugetului proiectului Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală, SDL, Municipiul Moinești, destinată zonelor urbane marginalizate, ZUM, și zonelor urbane funcționale aferente. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?
Împotrivă. Se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dar nu sunt până la vot. Cum este pentru? Împotrivă. Se abține cineva. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva. Votată. Domnule și domnilor consilieri, stimați invitați, în continuare ședințelor comisiilor de specialitate, derulând ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești de astăzi, 28 septembrie 2017. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de astăzi a avut loc cu, prin dispoziția primarului municipiului Moinești 1051/2017, convocare realizată conform prevederilor articolului 39 aliniatul 1 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, modificată cu completările și cu completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți un număr de 18 consilieri, din cei 19 validați în funcție. Având în vedere prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Moinești, precum și prevederile legii 215, la începutul fiecărei ședințe ordinare, avem obligația prezentării Consiliului Local pentru aprobare a conținutului proceselor verbale întocmite în ședințele din luna anterioară. Vă consult dacă asupra acestui conținut a proceselor verbale întocmite la ședința din 30 august și 20 septembrie aveți completări verbale. Mulțumesc. Ne spunând obiectiv față de conținutul care a fost editat pe site, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 30 august. Cine este pentru? A fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 30 august. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 20 septembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 20 septembrie. Dau cuvântul domnului președinte pentru a parcurge ordinea de zi. Mulțumesc. Doamnă consilier, domnilor consilieri, stimați invitați. Așa cum s-a precizat, prin dispoziția domnului primar a municipiului Moinești, 1051 din 2017 a fost convocat pentru astăzi ședința în plen a Consiliului Local. Așa, după cum știți, din ședințele de comisii, am parcurs ordinea de zi. Supun la vot în fața dumneavoastră, în plenul Consiliului Local, ordinea de zi pentru ședința ordinară de astăzi. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre numărul 3 privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt comentarii cu privire la acest proiect. Supunem la vot cine este pentru aprobarea acestei hotărâri. Mulțumesc frumos. Abțineri împotrivă. Nu sunt. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrei, bloc E1, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Punctul de vedere a Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia
Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Sunt observații sau comentarii cu privire la acest punct? Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? Mulțumesc frumos, în unanimitate proiectul a fost aprobat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Direcției de Asistență Socială Moinești a două locuințe situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia Economică. Membrii Comisiei au dat favorabil cu 7 voturi pentru. Și pentru acest proiect sunt cumva comentarii sau observații? Nu sunt, mulțumesc. Supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect. Mulțumesc frumos. În unanimitate de voturi a fost aprobat acest proiect de hotărâre. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018 în municipiul Moinești, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei au dat favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt comentarii sau observații? Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 7. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Abținere împotrivă nu sunt. Și acest proiect a fost adoptat cu unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind darea spre administrare și exploatare Companiei Regionale de Apă Bacău a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt observații sau comentarii? Supunem la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect. Mulțumesc frumos. Aveți un pe hai să puneți 7. 7. 7. 7. 7. 7. Perioada de anul iarnă, nu? Da. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Sunt comentarii cu privire la acest proiect? Nu. Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. În unanimitate de voturi, acest proiect a fost adoptat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Moinești în favoarea SECE OMV Petrom S.A. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Domnul consilier Vascan Cezar ne participă. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Domnul consilier Bolan nu participă la vot incompatibilitate. Mulțumesc. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre 6 voturi pentru și domnul Sandu Teodor nu participă la vot. Mulțumesc. Cu privire la acest proiect de hotărâre sunt observații sau comentarii? Nu sunt. Supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect. Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost cu amendamentele specificate, demințeaz. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, strada Atelierilor numărul 1G, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc.
Pentru acest proiect sunt comentarii și observații. Supun la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui spațiu situat în imobilul din strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, municipiul Moinești, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Comisia Juridică favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Sunt comentarii sau observații la acest proiect. Supun la vot spre aprobare proiectul de hotărâre în discuție. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest proiect. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești, numărul 100, din 7 iulie 2017, pentru aprobarea bugetului proiectului intitulat Elaborare strategiei de dezvoltare local municipiul Moinești, destinată zonelor urbane marginalizate și a zonelor urbane funcționale aferente. Punctul de vedere al Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Comentarii, observații la acest proiect. Supun spre aprobare proiectul în discuție. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Epuizând ordinea de zi, ajungem la punctul 13, la capitolul divers. Dacă sunt ceva probleme, în discuție. Da, vă rog, consultăția. O întrebare care o adresez probabil domnului primar, dar și ceilalți care pot să dea un răspuns. Am un client aici vis-a-vis de liceul nostru, la parter, clientul meu care îi pun ferestrele și ușile. În fine, el lucrează în străinătate. Cu stupoare, când am ajuns acolo, deci canalizarea este fundată, sunt pe două scări, deci blocul de vis-a-vis de liceu, pur și simplu la parter. Sunt 8 pe o palier și 8 pe un palier. Toate canalizările duc undeva și este îngropată, la jumătate de metru, circa canalizarea principală. Și a găsit de jumătate de metru, vă dați seama că nici nu ne închipuim așa ceva, tot praf, parchet, etc. Am vorbit cu doamna Ienea, probabil de la asociație, cu domnul președinte și cu ceilalți domni ieri. Și am domnul, mâine am ședință și am spus să-l întreb pe domnul primar, că probabil să știți mai bine despre ce este vorba. La interior știu că sunt proprietari, toți sunt proprietari pe scară, dar la exterior sunt canalizările vechi, perimate și așa mai departe. Eu mă gândesc că știu eu la un ajutor, la, știu eu, la cine trebuie să ne referim ca să rezolvăm problema. Da. Până la etajul 1 și 2 sau toate astea. De pardoselile din apartament. E treaba Asociației de Proprietari de la Fundația Blocului în interior. În exterior e treaba Companiei Regionale de Apă, e al noastră, implicit pentru, prin Direcția de Utilități Publice. Nu a adresat nimeni nicio solicitare, nici scrisă, nici verbală până astăzi prin dumneavoastră. Spuneți-i proprietarului de la apartamentul respectiv, depune o cerere la camera, la registratură, la primărie, voi forma o comisie, va merge la fața locului și va stabili cine și ce are de făcut. Atunci, el a făcut pur și simplu să doarmă și apă și așa mai trebuie. Mai mult un anii de apă, pentru că sugere celălalt de acolo zic, că să iau cheile la mine. N-a solicitat nimeni nimic. Dacă vine, va merge la fața locului. El astăzi, mâine, astăzi, doamnă să depună cererea și o să primesc cheile la mine. Dacă sunt intervenții la partene, să putem să intervenim. Să depună și o să vină domnul viceprimar împreună cu cei de la asociație, administratorul public și utilități, da? Bine. Altcineva. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog frumos. M-aș referi un pic la hotelul ăsta. Dacă am putea să prindem pentru la anul în buget sau să facem ceva, măcar la baza asta să-i punem acoperișul. Măcar în fiecare an, mai avem o 3 ani de mandat,
poate reușim la anul, spunem, acoperiș, și după aceea să mai facem ceva din fațadă și în 3 ani să mai facem și noi ceva, să nu mai vedem hotelul ăsta așa. Mă gândesc că se degradează și dacă tot îl avem aici, anele cred că face numai o parte, nu de locuințe, dar partea cealaltă de bază, când o vezi așa ruinată și când te uiți cam ce... Dacă îmi permiteți, vreau să aduc mai multe detalii vis-a-vis de această clădire și de stadiul ei. La momentul de față avem depus la Compania Națională de Investiții proiect pentru reabilitarea subsolului de subsol, parter și mezanin pentru un centru de recuperare. Știți cu toții, acesta este proiectul cu prioritatea numărul 1 a Consiliului Local din cele 4 depuse la Compania Națională de Investiții. Pentru aripa cu 7 etaje, care este în lucru acum la notariat deja dezmembrarea, urmează să o depunem la Agenția Națională pentru Locuințe pentru a fi transformată în locuințe pentru cei din sănătate, nu numai pentru medici, pentru cei din sănătate. Având în vedere investiția pe care ne dorim să o facem la parter, cu siguranță cei care vor lucra acolo vor avea nevoie de locuințe și se pliază cel mai bine dacă va fi în acea clădire. Cealaltă probabil va avea caracter, va fi construită pentru hotel, pentru cazare, da? Vreau să vă spun aici public, am fost la ședința de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești pe data de 12 septembrie, cred că. Am aflat mai de demult că există un proiect, și știți cu toții că am aprobat în cadrul ședinței din februarie anul trecut, un studiu de fezabilitate pentru încă un etaj la unitatea de primire urgențe în vederea construirii unor saloane și a spațiilor pentru internarea de zi. Conducerea spitalului a mers nu știu pe ce căi, pentru că eu nu am semnat niciun document pentru a fi depusă la Compania Națională de Investiții un proiect de acest gen. S-a oprit la aprobarea de la Consiliul Local. Așa cum vă spuneam, avem acolo depuse 4 proiecte. Dacă aceste proiecte pe care noi le-am considerat împreună prioritare vor primi finanțare, nu mă împotrivesc ca acel proiect și nici dumneavoastră cred că să primească finanțare. Domnul manager enunță și la ședința Consiliului de Administrație și reprezentant de la spital este aici doar doamna director economic, nu știu de ce nu este și cel pe care l-a delegat domnul manager, pentru că am luat act că dumnealui este plecat din țară 2 zile, dar ar fi trebuit ca astăzi aici să fie prezent înlocuitorul dumnealui. O să ne răspundă doamna, probabil, după de ce nu este aici. Vă spuneam că menționează că eu și dumneavoastră, Consiliul Local, ne împotrivim acelei finanțări. Vreau să analizați și dumneavoastră, așa cum spunea și domnul consilier aici, dacă este prioritatea numărul 1 acest hotel, dacă este prioritatea numărul 2 centru de agrement pe amplasamentul fostului strand, dacă este prioritate muzeul pe care am vrut să-l construim și avem depus deja, am depus proiect la ADR Nord-Est, care nu a primit finanțare datorită altor finanțări, respectiv pârtia deschide la Slănic, acum e pe locul 3, să spun așa, ca prioritate la Compania Națională de Investiții și baza sportivă de la stadion. Dacă acestea vor primi finanțare, cu siguranță voi fi de acord să primească și acest etaj la primiri urgențe de la spital. Dumneavoastră, consilier local, veți decide asta împreună cu noi, executivul, dacă acestea sunt prioritățile sau prioritatea numărul 1, dacă la Compania Națională de Investiții va aproba fără o solicitare a Consiliului Local finanțare pe această clădire și credeți că e prioritatea numărul 1 față de hotelul de care spunea și celălalt care l-a anunțat, asta o să stea în puterea și votul dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnule. Vreau să vă mai... de la ceas, eu când eram tânăr așa, pe timpurile vechi, era o carte poștală care reprezenta exact partea de la ceas până cu autogara. Și sincer să vă spun, era o parte din oraș extraordinar de frumoasă. Mă uit așa că avem și noi o autogară, la suprafață este cât curtea unei vile la cineva. Și de ani de zile chiar e urâtă, domnule. Vin oameni din alte părți, vine acolo, la autogară prima dată, știți? Și când vezi autogara aia cum arată, și mă gândesc că acolo tu să strâng niște bani, pentru că sunt atâția care vin cu mașini, cu... să plătesc niște taxe. Autogara este activitatea pe un teren închiriat de la Regionala de Căi Ferate Galați.
Dumnealor, ca să poată funcționa, au trebuit să facă dovada la Consiliul Județean, pentru că toate microbuzele și autobuzele care pleacă de acolo către comune sau Iași, Slănic și așa mai departe, care le vedeți, au un contract încheiat cu Consiliul Județean, în urma unei licitații desfășurate la nivel de Consiliul Județean. Dumnealor, a trebuit să facă dovada că dețin autogară. Pentru asta au închiriat de la Regionala de Căi Ferate, așa cum vă spuneam. Noi putem să-i somăm să o amenajeze autogară sau să... Obligatoriu, da. Trebuie să facă. O să le facem o adresă. E extraordinar, e emblema proasă. Ați observat, nu știu dacă puteți spune același lucru, până la autogară, de spațiile verzi sau la Lenor. Dar era, venea pe parte, erau flori, după aia rondul ăla era plin de trandafuri. Rondul este proprietate privată, să știți. Să pot face niște lucruri foarte frumoase. Da. Popune pe aviezii astea au aprobat pentru aia de la DLS să-și tragă nu știu unde. Unde? De la DLS. Da. Să-și tragă în aceeași parte, le țin în același loc. Le țin pe stradă, Ieremia Grigore. Nu e nici parcare, nici nu e amenajată. Și aia e proprietate privată. Da, dar trebuie să-i zonă. Da. Da, da. O să ne facem cei de la compartimentul public, luăm inițiativa și de la dumneavoastră și vom face somații, da? Și e doar o amendă în spate. Dacă păi da. Înțeleg de bună, doar somații. Prima dată merge somații, că știi când îți dă amendă poliția. Direct spui că parcă putea să dea un avertisment. Hai să le punem și noi în vedere cu o notificare. Și vedem și un termen. Și vedem și un termen. Și un termen, deci nu știu ce să mai... Până nu vine de zăpadă, în ghețul. Păi fata aia noastră, de-a primăriei, până la urmă. Nu zice, domnule, că este X acolo. Aici e emblema noastră. A dumneavoastră, noastră. Da. Păi sigur că da. O altă problemă, am mai stat de vorbă cu cetățenii de la Văsești, imediat după calea ferată. S-a demolat grădinița aia, ce a fost pe stânga acolo. A rămas semnul ăla cu copiii, atenție la copii, copiii nu mai sunt ăla. Dar nu, ăla nu-i pentru acolo, să știți. E școală mai jos, e să trece. Tocmai jos, peste linie. Da. Ei veneau cu o propunere că datorită faptului că este izlazul acolo și vin animale pe la ora 5 când coboară fără asta, să pună două indicatoare, unul cam acolo unde a fost grădinița și unul din partea asta la altă, prin care să se fie să semnalizeze atenție la animale, pentru că se pot întâmpla accidente în zona aia, în momentul de pe la 4-5 când încep să coboare. O să fac adresă pentru aviz la poliția rutieră, că așa e procedura, după care să le mâncă. Da, e o propunere a cetățenilor din zonă. Știi? Da, animalele coboară așa. Da, coboară așa. Singure, trei, decât un băgar, ce vrei, 40 de aici. Să pot pune două semne de circulație ca șoferii să se ducă. Am primit o solicitare acum o oră pentru că a fost urmă în strada Nicolae Vărcescu. Haideți să ne ascultăm. Parcarea de la piață. Unii au voie să intre, unii nu. Da, mă așteptam să fiți susținător în ceea ce am propus acolo, sau poate nu aveți cunoștință de ce se întâmplă acolo. Deci toată lumea vrea să meargă să ia un kilogram de roșii sau un de mere cu mașina. Am stabilit și domnul director a prelucrat paznicii și dacă se întâmplă altfel, vă rog să îi aduceți la cunoștință, dacă îmi dați voie. Deci, atâta timp cât locurile de parcare din fața barierei sunt libere, nimeni nu are acces în piață, cu excepții, cei care cumpără în cantități mai mari. Dacă nu este niciun loc de parcare disponibil înaintea barierei, atunci se ridică bariera și de la barieră încolo se parchează. Dar lumea vrea să meargă până în fața pieței. Drept răzbunare, lasă mașina în fața barierei, se duce jos, se ceartă cu paznicul. Nu cred că este o măsură rea, pentru că într-o zi a dat peste cineva cu sacoșe când a ieșit din parcare din spate. Mai mult decât atât, am închiriat cele câteva tarabe care sunt situate de la magazinul chinezului până în hală, acele persoane, în momentul când sunt parcate mașini, stau degeaba și au dreptate pentru ce să plătească chiria pe tarabă, pentru că nimeni nu mai merge la el, fiind o parcare de mașini în fața lui. Acum am făcut comandă, chiar astăzi am semnat, pentru a cumpăra 5 caricioare de la Dedeman, a găsit cele mai ieftine, le știți și dumneavoastră, fără pereți, ori să stea la poartă, cine dorește se duce și ia doi saci, îi pune mașină în parcare și pune căriciorul înapoi la poartă. Un pic de ordine nu cred că strică. Aia că aici e greșeală, dar cine cantifică cât ia de mult? Ce să ia? Zic că coplat.
A zis că are voie să iei de la... Da, îi spune paznicului că ia un sac de cartofi și iese doar cu un pepeni. Aici, mai corect, nu intră nimeni. Păi nimeni. Dar de asta, deci, în câteva zile, vor fi și acele 5 căricioare la... Eu am pățit în campanie, dar am zis că să nu se intre. Nu le discut, în modul serios vă spun, să nu se intre. Dacă paznicul i-a explicat ce v-am spus eu acum, nu cred că aveați nicio problemă. Da, deci eu vă spun, nu avea... Da, dar în câteva zile apar cele 5 căricioare după barieră. Să vedem ce mai comentează atunci. E greu să meargă cu căriciorul așa cum merge la Lidl, la Dedeman sau în altă parte, să-și cumpere un produs, să-l aducă până la mașină. Dacă și așa e greu, înseamnă că îi însoțim noi și licărăm saci. Nu, așa este, coleg, de asta vă spun mai frustrat, a fost că mie nu l-am deci, în vedere, am avut în vedere ordine acolo, pentru că merg cu mașini peste mine, pe lângă mine trecând, ce faci? Mă duc să le iau pe tata din spate, care e comerciant în spate. Nu putea să vină tata până la, nu mai dau nume, până la barieră, la păr. Hai să facem, dacă vrem ordine, facem ordine. Dacă nu, îi... Da. Bine așa. De aia am pus bariera aia, nu ca să treacă fiecare, că se duce să ia un kil de castraveți. Da, altă întrebare, dacă mai... Intervenții, dacă mai sunt, la capitolul divers. Vă rog. Puteți să ne spuneți, doamna director econom de la spital, de ce nu este delegatul domnului manager aici? Doamna doctor, doamna este în CFU. Are un caz mai dus, cine a putut să ajungă. Este în compartimentul de primire urgențe. Da. Am zis că sunt excepții, dar să nu fie normalitate, da? Din păcate, ăsta este profilul în care lucrăm. Din păcate, ăsta este profilul în care lucrăm. Iar eu am putut să vin, am venit, sunt aici, sunt prezent. Pot fi excepția, da? Da, s-a întâmplat astăzi, dânsa fiind medic în compartimentul de primire urgențe, să știe care este activitatea ei. Am invitat aici directorii de școli, directori ajungi, directori economici. Vă rog să, dacă n-au venit, dar cineva a venit să vină, de asemenea să fie invitat cei de la apă și de la care asigur curățenia somă, da? Direcția de utilități publice, să o puteți. Da. Întrucât avem o discuție doar cu consilieri, o să mergem la 102. Mulțumesc celorlalți invitați pentru participare. Domnii consilieri, vă rog să urcăm la 102. Aveți raportul de doamna Nina? Bravo, am să vă ajut și...